Eu sunt Zoltán Rostás, sociolog și un fel de primul interpares în Cooperativa Gusti. Și în Papă. Majoritatea, fiindcă văd că sunteți tineri aici, nu știți ce este Cooperativa Gusti, dar n-am să vă spun ce este Cooperativa Gusti. Că nu știi nici tu. O să află în istorie cât de important a fost această școală. În orice caz, avem o sarcină foarte frumoasă și în același timp foarte inedită să dezbatem această carte, o antologie a Teodorei Văcărescu, personajele acestea de a doua mână. Deja titlul indică că nu e vorba de orice carte, ci un volum care aduce la suprafață o lume aproape uitată, nu de tot, dar în orice caz aproape legic uitată. Adică este în obiceiul nostru să uităm persoanele de acea a doua mână, nu? Adică pe femei. Chiar dacă sunt cercetătoare, chiar dacă sunt savante, se cam uite. Mă rog, aș vrea să spun că, cu excepția școlii Cooperativei Gusti, care nu numai că această temă ține la suprafață, chiar și împinge. Din acest motiv a apărut această carte, care e numai începutul, fiindcă Teodora Văcărescu o să continue, că sunt și alte dimensiuni ale participării femeilor în cercetarea și acțiunea socială interbelică, de care ne ocupăm în primul rând, dar nu numai. Acum, să prezint, vreau să spun că avem de-a face cu cea mai multidisciplinară participare la această conferință, fiindcă niciodată nu s-a întâmplat ca alături de sociologi să fie istorici, și etnologi, și scriitoare. Așa că de aici mai este și o specialistă în cercetare de gen, dar care nu este, dar eu sunt sigur că o să aducă o contribuție importantă atunci când va veni. Dar suntem în București și este incalculabil dacă ajungi la timp undeva sau nu. Lângă mine este Ioana Fruntelată, conferențial etnolog la Universitatea din București. Ea este Doina Jela, scriitoare, jurnalistă și pentru noi cea mai mare editoare. Așa. Lângă este Ionuț Butoi, sociolog, la Facultatea de Jurnalist, dar nu prin asta este foarte cunoscut. Nu sunt foarte cunoscut oricum. Pe urmă este domnul profesor Alin Ciupală, de la Facultatea de Istorie, care cred că este singurul profesor care are studii foarte aprofundate și, bineînțeles, cunoscute despre istoria femeilor din secolul XIX, început de secolul XX. Mă refer început de secolul XX că a scris o carte nemaipomenită despre femeile din primul război mondial. Nu numai bărbații făceau o figură bună, dar și femeile. Despre această temă am vorbit noi cu Teodora Văcărescu într-o carte destul de interesantă mai demult. Deci această configurație m-am gândit cum să începem, cum să concepem. Nu se poate concepe sub nicio formă, fiindcă de oriunde am luat această dezbatere, tot este oarecum făcută ad hoc. Așa că hai să începem chiar de la tine. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult că mi-ați dat ocazia să am această experiență a acestei cărți. Pentru mine, ca etnolog, sigur, aș vrea să o ascult întâi pe Teodora, vorbindu-ne despre intenția ei când a publicat această carte, dar cartea e foarte bine încadrată, are o prefață consistentă și concludentă. Pentru mine, ca etnolog, a fost și ca femeie etnolog, etnologă, cum ați trecut în program, a fost mai interesant decât perspectiva de gen, care este evidentă și din titlul cărții. A fost mult mai interesantă, să spun așa, cultura subterană, neoficială, informală, care răzbate din aceste pagini recuperate, care mi se par de valoare extraordinară. Cartea nu este numai groasă, așa, voluminoasă, ci este foarte bună din punct de vedere al calității conținutului acestor studii ale membrelor Școlii Sociologice de la București. Chiar am căutat să văd aici studii mai studențești, așa, mai naive, mai puțin în cunoștință de cauză. Greu găsim așa ceva. Majoritatea sunt studii ce pot fi de referință chiar și în zilele noastre. Și bineînțeles că am aflat foarte multe lucruri noi. De exemplu, care a fost rolul femeilor în Primul Război Mondial și cât de important a fost Primul Război Mondial pentru configurarea rolului social al femeilor. Nu mă gândisem la acest lucru înainte. De asemenea, e foarte interesantă discuția despre rolul femeilor în educație și în învățământul superior și despre situația din facultăți. Cu această ocazie am aflat că la litere și pe vremea aceea predominau femeile, ca și astăzi la Facultatea de Litere. Și sigur că m-a interesat și foarte mult și paleta aceasta de subiecte pe care o abordau și care, așa cum spunea domnul profesor Rostás în pauza dinaintea acestei întâlniri, arată că această școală sociologică de la București nu s-a ocupat numai de monografierea satelor, ci și de foarte multe alte lucruri. În legătură cu perspectiva de gen, ca să vă spun ce am observat, de exemplu, studiile Ștefaniei Cristescu, sunt mai multe aici cuprinse, ea este o foarte bine cunoscută specialistă în magie, și există o discuție din prefața Teodorei, aflăm, cum că, la un moment dat, în cercetările de la Drăguș, Bernea și Ionică ar fi avut, să spunem așa, ideea de a lucra în colectiv cu cercetătoarele și ar cam fi confiscat materialul Ștefaniei Cristescu. Și am observat că în studiile ei, ea inițial a avut o poziție de rezervă, s-a gândit că poate se mai îndreaptă lucrurile, dar după aceea s-a hotărât să-și afirme paternitatea, maternitatea asupra acestor materiale. Și am observat că primul studiu pe care îl publică, Practica magică a descântatului de strâns în satul Cornova, are o notă de subsol în care zice: în articolul de față am utilizat, în afară de materialul cules de mine, Ștefania Cristescu, multe din fișele semnate de domnul Ion Ionică. Semnate de domnul Ion, nu ne spune că sunt făcute de domnul Ion Ionică. După aceea, în studiile ulterioare publicate aici, are grijă întotdeauna să spună că sunt materialele ei, că sunt fișele ei, că sunt făcute, și niciodată nu mai menționează pe vreunul dintre cei doi colegi. Sigur că pentru mine asta a coborât un pic de pe piedestal pe Ion Ionică, pe care îl admiram foarte mult, dar nu cred că trebuie să judecăm opera lui doar prin perspectiva de gen, care era cumva în firea lucrurilor, cum încearcă să ne explice Teodora pe vremea aceea, da. Mult mai multe probleme a avut cu Bernea. Da, da, asta dumneavoastră știți mai bine. N-aș vrea să acaparez eu discuția. Aș vrea să vă mai dau un citat interesant din povestea lui Moș Pelea, din Fibiș, deci sunt din Banat. Deci sunt și astfel de studii care pur și simplu recuperează, transcriu documente de teren. Și în final, Moș Pelea, care s-a înțeles foarte bine cu baba lui, ea din păcate a murit înainte de el, ne spune: să nu bată Dumnezeu pe nimeni să-i moară muierea, că fiecare om nu știe să prețuie muierea așa cum ar trebui. Numai dacă o ie Dumnezeu. Deci m-aș opri deocamdată și aș da cuvântul. Evident că va fi o dezbatere și nu se închide, ci se continuă. Doina Jela. Domnul Rostás, numai despre mine n-a zis ce caut aici, așa, printre specialiști. Nici n-am citit cartea asta ca un specialist și nici n-am citit vreuna din cărțile lor. Cred că am avut bucuria să editez la Curtea Veche 10 cărți ale lui Zoltán Rostás, de fiecare dată cu un alt colaborator. Și am în primul lui colaborator, în regretatul Sorin Stoica, un argument foarte solid pentru prezența mea aici. Când Zoltán Rostás i-a propus să adune pentru tur-retur, convorbiri despre munca în străinătate, să facă o selecție din convorbirile studenților lor cu oamenii care au muncit în străinătate în primii ani de după Revoluție, Sorin Stoica, foarte talentat prozator, i-a zis: asta e literatură, tată. E un fel de moto pentru mine. De fiecare dată când citesc ceva, o culegere alcătuită de Zoltán Rostás cu studenții lui, care mi se pare toată literatură, tată. Tot literatură mi s-a părut și excelenta carte de debut a Teodorei Văcărescu, și ea cu un titlu polemic și țepos, abraziv chiar, cealaltă jumătate a istoriei. Ar fi putut să-i spunem pur și simplu prima jumătate a istoriei și ar fi fost mai puțin polemic. O carte extraordinară, într-adevăr, despre partea nevăzută a istoriei și care o duce totuși în spate, această parte nevăzută a istoriei, convorbiri cu niște femei care au traversat secolul și care au dus mai puțin glorios greul războiului, greul foametei, greul văduviei, greul satelor lipsite de bărbați, greul muncii și feminine și masculine de la țară, și toată această categorie de oameni, eu nu o simt ca defavorizată, o simt pur și simplu mai puțin pusă în lumina reflectoarelor, care reflectoare mi se pare că contează în cele din urmă într-adevăr puțin. Nu numai ca literatura am citit textele acestea de o varietate extraordinară. I-am spus venind Teodorei că ea nu este monumentală, dar cartea asta este monumentală atât la propriu cât și la figurat. Are un studiu introductiv de o rigoare și o consistență remarcabilă, de vreo 60 și ceva de pagini, aproape 70 de pagini, sigur, foarte scurtă prefața lui Zoltán Rostás de nelipsit. Și apoi sunt texte începând din 1990 de o paletă extraordinar de largă, începând cu studiul lui Calypso Botez, să-ți fac aici critica la început ca să scap de o grijă, da. Ca editor, chiar așa, ca amator de asemenea texte, mi-aș fi dorit ca fiecare dintre ele, și dacă aș fi editat eu cartea, aș mai fi întârziat-o puțin ca să faci lucrul acesta, chit că azi există internetul, aș fi vrut pentru fiecare dintre contribuabilii tăi aici, în acest volum, câte o cât de mică notă biografică, ca să știu de unde să o iau și unde să o încadrez. Aș fi făcut lucrul ăsta, ți-aș fi cerut lucrul acesta, pentru că în afară de cele, eu știu, 5-6 mari figuri pe care eu le știu din celelalte cărți ale voastre, dar publicul nu cred, când se află cu o carte în mână, el nu se mai duce la internet, stă și se scufundă în cartea aia până îl uită Dumnezeu, pentru că este o carte foarte, foarte frumoasă și foarte utilă, cred că și specialistului, dar este foarte utilă cui vrea să parcurgă istoria acestui secol. Iată, sunt deja 100 de ani, da? De la 1920 și până astăzi sunt 100 de ani, deci aș fi vrut să știu mai multe despre această feministă de la începutul secolului, care este Calypso Botez, pentru că nu știu decât câte ceva, decât despre, și mi-e ușor să găsesc despre Marcela Focșa, despre soția lui Traian Herseni, Paula Herseni, sigur, despre Ștefania Cristescu, ulterior Golopenția, soția lui Anton Golopenția, despre faimoasa, cum o cheamă pe cea mai... Lena Constante. Marcela Focșa, nu Marcela Focșa. Lena Constante, cu închisoarea ei politică, nu, cea care a colaborat cu Stahl. Xenia Costaforu. Xenia Costaforu, o personalitate fascinantă. Bun, acum trebuie să vă spun că eu caut aici, că după cele 10-12 cărți pe care le-am făcut cu Zoltán Rostás și colaboratorii lui, am fost atât de copleșită de viața care gâlgâie în paginile astea, încât mi-am permis să scriu o carte de ficțiune în care personajele principale sunt două monografiste din Școala Gusti, prilej pentru Teodora, care le știa mult mai bine decât mine pe toate, să le caute în gesturile lor și în poveștile lor. Cartea Teodorei, și cu asta am să închei, conține și o altă, un alt aspect polemic decât acela al abilitării și repunerii în valoare a muncii și a meritelor femeilor. Cunoașterea de către noi a Școlii Gusti echilibrează imaginea pe care, am spus și săptămâna trecută chestia asta, echilibrează imaginea pe care o avem despre interbelicul românesc și ni le explică mai bine, pentru că noi știm despre interbelicul românesc cel mult doi vectori de progres și de civilizație și de cultură. Știm grupul din jurul lui Nae Ionescu de la Facultatea de Litere, pentru că grupul acesta fie s-a dus jumătate în pușcărie și a fost abundent reeditat după 1989, este vorba de grupul arestat și condamnat în jurul lui Constantin Noica, sau grupul care a reușit să plece la unicul moment oportun, să plece cu ultimul tren din țară și să se realizeze strălucit în Occident. Este vorba de Cioran, Eliade, Ionescu și ceilalți. Deci noi știm despre grupul acesta și avem imaginea acestui interbelic umblit fierbinte, pentru că știm și despre apartenența lor la extrema dreaptă, mai mult sau mai puțin explicită, și este greu de discutat și totuși pe ăsta îl știm foarte bine, că e foarte proeminent. Și mai știm, grație Gabrielei Omăt și a grupului de la Institutul Academiei, despre grupul Lovinescu, oarecum abstras din viața politică și socială, zburătoriștii, scriitorii, la care grup participau de alminter și mulți din Școala Gusti. Nu știm însă ce era cu 90-80% din populația României, de care nu dă seamă decât această școală Gusti, pe care o readuce Cooperativa Gusti în atenția noastră. Din acest punct de vedere, publicarea masivă a textelor lor este nu numai polemică, dar va reconfigura imaginea interbelicului românesc. Îmi cer iertare dacă am vorbit prea mult. Ionuț Butoi, nu? Nu ar trebui, nu. Nu mă doresc. Ce facem? A, da, uite, aia aici. Ca să se obișnuiască cu discuția și atunci... Bună seara! Mă bucur să fiu seara asta aici, alături de Teodora, Anton, profesor și toți ceilalți invitați și prieteni. Am să reiau un pic ce am spus la prima lansare de la Bookfest a acestei cărți. Cred că Teodora este unul din cele mai bune istorice a femeii din România și argumentele sunt tocmai contribuțiile sale. O parte din aceste contribuții le puteți găsi și pe site-ul cooperativa.g.ro. Sunt contribuții și generale legate de contextele politicilor educaționale și prezența femeilor în școala românească secolul XIX, secolul XX și sunt antecedente, sunt contribuții despre antecedentele asociaționiste de cercetare și de intervenție socială la ceea ce mai târziu a făcut Gusti cu școala gustiană și cu femeile din școala gustiană. Contribuții și un pic din afara problematicii feministe sau problematicii femeilor mai degrabă, legat de afilierile politice sau orientările politice din cadrul școlii și multe altele. Ce face Teodora însă cu precădere este această istorie a femeii din istoria modernă a României. Și am să citesc și eu primele două propoziții dintr-o carte pomenută deja de Doina, cealaltă jumătate a istoriei. Citez, este prefața, cred, semnată de Teodora-Eliza. Cealaltă jumătate a istoriei este istoria celui de-al doilea sex, sau mai degrabă reprezintă istorii diverse, adesea tăcute și uitate, dar de cele mai multe ori bogate și îmbogățitoare ale celelalte jumătăți a umanității, femeile. Aplicat la școala gustiană, este exact această incursiune, această devoalare a celelalte jumătăți a unei școli sociologice spectaculoase. Cum anume face Teodora acest lucru? Aici aș sublinia, pentru că există o anumită percepție legată de feminism, Teodora este interesată în primul rând de ceea ce, hai să spunem așa, în termenul ăsta greu de tradus, agency. Adică femeile în istoria Teodorei nu sunt niște femei pasive, doar opresate sau doar marginalizate sau doar excluse, sunt femei care acționează, sunt prezente și contribuie sau fac istorie. Deci nu sunt agenți pasivi a istoriei, sunt agenți activi. Pe de altă parte, bărbații nu sunt adunați într-o conspirație care are ca unic scop perpetuarea unei dominații. Sunt persoane umane, ca toate celelalte persoane umane, care sunt dominate de aceleași interese și strategii de afirmare sau de excludere a celuilalt. Dacă n-am redat bine, este Teodora aici și poate să mă corecteze oricând. Miza este foarte mare. Aici, care ar fi miza? Adică de ce facem noi caz de faptul că există femei în școala gustiană? Păi pentru că era foarte rar fenomenul nu numai în România, ci în toată Europa, ca femeile să participe la acel nivel în viața academică, în viața de cercetare, să-și facă o carieră pe cercetare. Și aici mi-aduc aminte de un material, nu sunt 100% sigur de acuratețea sa, dar este un material pe care l-am folosit la facultate, când eram seminaristul cursului ce era ținut chiar de Teodora. Și într-unul din aceste materiale se spunea că la fotografia de absolvire la Cambridge, în anii 50, erau doar bărbați, nu erau și femeile. Deci asta ca să înțelegem puțin cât de neobișnuită totuși era prezența femeilor la acest nivel de excelență academică. Și repet, nu e vorba de România, nu e vorba de Europa Occidentală. De altfel, există istoria Ștefaniei Cristescu, unul din cazurile asupra căruia se apleacă pe cădere Teodora în lucrarea ei de doctorat, care în experiența ei academică din Occident, prin experiența ei academică din Occident, putem vedea și acest lucru legat de prezența marginală a femeii în viața universitară. În ceea ce privește interbelicul românesc, dacă stăm să ne gândim puțin la, așa, foarte puțin și superficial, nu? Tânăra generație interbelică, Criterio, Nae Ionescu, să mai spunem câteva nume din astea spectaculoase, femeile sunt destul de absente sau sunt prezente marginal ca amante sau ca obiect care perturbă și face scandal, nu? Dar nu sunt prezente în Criterion, de exemplu. Acum nu știu, nu sunt, iarăși, nu sunt foarte sigur, dar oricum figurile principale sunt evident bărbații. Și în tânăra generație, de asemenea, figurile dominante de care ne aducem aminte, bineînțeles că asta nu înseamnă că erau doar bărbați acolo, în acest fenomen, dar figurile dominante sunt tot bărbați. De aceea, iată, este atât de utilă o astfel de cercetare care ne pune în față o realitate istorică, prezența femeilor în istoria interbelică și în Școala Gustiană. Acum, trecând un pic mai departe, propria mea experiență, ca să spun așa, cu această istorie a femeilor a început cumva din altă parte, tot dintr-o asociație, este vorba de ASCR, Asociația Studenților Creștini în care a activat Vulcănescu, și am observat acolo și este clar că era un fenomen oarecum reprezentativ pentru un segment destul de mic al societății românești din interbelic, fenomenul acesta. Dar pentru anii 20 este totuși un fenomen reprezentativ, anume un fel de flux, o deschidere care ia cu această deschidere socială și cumva încredere în viitor, ia ca un val și femeile acolo. ASCR-ul, de exemplu, este fondat de o femeie, nici măcar nu era româncă, era o misionară englezoaică din țara Galilor. Femeile în această asociație ocupă funcții de conducere și de responsabilitate, conduc cercuri de studii, deci sunt implicate la nivel serios și la nivel central. Și cumva, pentru mine, venind de aici, nu a reprezentat o surpriză atât de mare faptul că erau femei și în Școala Gustiană. Ele nu sunt de la început, Teodora prezintă acest lucru, poate las ei totuși aceste factualități când încep să fie prezente, cu ce campanie și în ce fel vor fi prezente. Există niște explicații pentru care, dincolo de faptul că femeile însele au dorit să fie acolo, există niște explicații sociale. România Mare era un șantier. Era nevoie de multă forță de muncă în acest șantier și era nevoie de multe profesoare, era nevoie de mult angajament în zona de asistență socială. Acolo erau mult de construit și acolo cumva era privit drept ceva mai firesc, privită de ceva mai firească implicarea femeilor. Deci ar fi cumva acest background social care ne explică. Eu aș merge chiar mai departe, nu cred că este vorba doar despre acești factori sociali care explică prezența mai mare a femeilor. Cred că România, o societate premodernă care intră direct în postmodernitate, nu a apucat să aibă niște granițe și roluri sociale foarte rigide, ca într-o societate burgheză, foarte așezată. Noi, în zona noastră, nu semănăm nici cu alte societăți de tip ortodox. De exemplu, dacă vă duceți în Grecia și acum, în anumite cătune mai izolate, femeile sunt pe parte, bărbații sunt în cealaltă parte, nu există niciun fel de amestec. La noi nu prea a fost chestia asta și cred că și Iorga o remarca, dacă nu mă înșel, în acea istoria lui a femeilor, care când spunea că atunci când au venit fanarioții, femeile fanarioților nu erau deloc vizibile, pentru că exista exact această tradiție a neamestecului. Deci, probabil există o fluiditate în această zonă a rolurilor și a statutului și într-un sens cultural, dar este doar o ipoteză, evident. Ce aș mai adăuga, este foarte utilă distinția pe care Teodora o face între femeile care au avut un parcurs independent și s-au raliat școlii gustiene și femeile care s-au afirmat în cadrul școlii gustiene. Un caz aparte mi se pare Ștefania Cristescu, pentru că ea ar fi putut să aibă un parcurs diferit oricum și ar fi avut o carieră oricum în afara școlii, pentru că avea o relație foarte bună cu Densușianu, însă l-a părăsit cumva pentru Gusti, lucru care nu cred că i-a plăcut pe mult Densușianu. Și, în fine, m-aș apropia de final, în trecerea asta în revistă foarte superficială. Mă întrebam, în grupurile care s-au alcătuit în mod informal în școala gustiană, pot distinge anumite grupuri. Nu pot distinge un grup care să fie dominant sau dominat de femei. Adică este grupul de la rânduială, nu cel mai care s-a și despărțit de școala gustiană, a întemeiat o revistă sau dus după aceea cu legionarii. E vorba de Bernea, Ionică, Panzer. Este grupul Golopenția, Neamțu și alții mai degrabă din Banat, de o anumită vârstă, ajunși un pic mai târziu în școală. Golopenția are propriile dificultăți în a se afirma în cadrul școlii de altfel, ca și soția lui, dar la un alt nivel, într-un alt fel. Și este, hai să zic așa, un grup al seniorilor, Stahl, Vulcănescu. Nu cred că n-am găsit un grup al femeilor ca acestea. Ele sunt cumva risipite printre aceste, nu sunt cu rânduiala oricum, nu sunt cu gruparea din rânduiala, sunt cumva mai degrabă cu gruparea seniorilor, mi se pare mie. Doar postaforul. Doar postaforul, da. Și cred că Constante la un moment dat a participat și ea când s-au dus toți să fie la dreapta, să facă nu știu ce acolo la revista aceea, avea și niște materiale. Deci erau cumva angrenate, chiar dacă marginal, deci erau risipite cumva între aceste grupări, ele nu s-au constituit în ceva aparte. Solidaritate de gen, am spune noi acum. Da, da, nu știu dacă aș... Da, asta ar fi o concluzie. Eu doar am remarcat asta și chiar mă întrebam. Mi-era teamă să nu fi scăpat ceva. Nu știu nici dacă Xenia... Xenia este exemplu de reușită, nereușită, cel mai evident în școala gustiană, în sensul în care ei se recunoaște un statut încă de la bun început. Este nominalizată chiar de Stahl, care are niște afirmații foarte tari, foarte bune pentru titluri de carte și pentru definiții ale situației. Este nominalizată de Stahl dintre bătrânii monografiei, deci cei care puteau să îndrume pe ceilalți din postura de oameni mai experimentați, deci erau bătrâni deja, dar nu știu dacă echipa ei era formată din femei sau... Era formată din femei, în mare parte, da. Bun, deci avem totuși pe cineva care coagulează o echipă de femei, în cea mai mare parte. În fine, acum, cumva, despre ce este vorba aici? Este vorba despre o negociere permanentă a limitelor sociale, a rolurilor sociale care sunt atribuite, a libertăților și a oportunităților pe care poți să le ai într-un anumit context social. În România Mare a existat această oportunitate în anii 20, în anii 30 lucrurile se complică din toate punctele de vedere, toate pozele din școala gustiană din anii 20, începutul anilor 30, sunt extrem de relaxate, amestecate, băieți cu fete. În anii 30 deja... sunt în spate? Sunt poze, acum ești asta, la serviciu social, dar la serviciu social. Vreau să spun de asemenea că Școala Gustiană nu se masculinizează nici la sfârșitul anilor 30, era și imposibil deja, cred că nici dacă ar fi vrut, n-ar fi reușit. Era pur și simplu nevoie de femei acolo, ele sunt incluse în serviciu social, sunt incluse în munca de intervenție socială, dar nu știu dacă sunt la nivelurile de coordonare și de conducere, asta nu știu. Și, prin urmare, avem aici acest tip de negociere, pe care o întâlnim, evident, și în zilele noastre în alte forme. Mulțumesc și probabil o să mai revin pe parcursul dezbaterii. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Promit să spun tot adevărul. Mă va ajuta și această lumină nemiroasă. Mă bucur foarte mult că sunt astăzi alături de dumneavoastră și le spuneam mai devreme studenților mei care sunt prezenți aici în sală că în urmă cu câțiva ani domnul profesor Zoltán Rostás a reușit cu o adevărată performanță să adune în cadrul unei conferințe comune sociologi interesați de istoria sociologiei și istorici preocupați de istoria socială. Dacă multă vreme sociologii și istoricii s-au disprețuit reciproc, încă din secolul al XIX-lea, profesorul Zoltán Rostás și-a demonstrat că putem cu toții conlucra pe aceleași proiecte. Conferința a fost foarte interesantă, dezbaterile au fost extraordinare, iar pe drumul de întoarcere de la Cluj nu încetam să comentăm. S-ar putea ca noi să fim considerați de sociologi cantitativiști ca niște trădători, că ne-am dat cu istoricii. Și probabil că și mulți dintre confrații istorici gândesc cam la fel din partea cealaltă. Dar sunt bune câteodată și trădările la ceva. Pentru mine, lucrarea colegii noastre, Teodora Văcărescu, este importantă din două puncte de vedere. Pe de o parte, pentru că lucrarea aceasta, alături de celelalte lucrări coordonate în jurul Cooperativei Gusti, ne oferă nouă istoricilor o șansă extraordinară, aceea de a putea utiliza o categorie de surse pe care de foarte multe ori nu avem, mai ales dacă ne gândim la a doua jumătate a secolului al XIX-lea, dar în bună măsură și pentru perioada interbelică. Și anume, colegii noștri sociologi, prin publicațiile lor, ne aduc în atenție surse documentare deosebit de importante referitoare la lumea rurală românească. Pentru perioada de până la Primul Război Mondial, suferim foarte mult datorită disparității surselor referitoare la acest subiect, la această lume. Chiar dacă și în a doua jumătate a secolului avem câteva mici încercări, cum ar fi, de exemplu, chestionarul lui HD. Dar, în general, noi istoricii suferim de această lipsă a surselor directe legate de lumea rurală românească și de aceea și lucrarea de astăzi și, în general, lucrările colegilor din jurul Cooperativei Gusti sunt pentru noi foarte, foarte importante și trebuie să le fim recunoscători pentru toată munca pe care o fac. În al doilea rând, pentru mine, lucrarea Teodorei Văcărescu este importantă pentru că reprezintă un model. Mă gândesc, de exemplu, că, în ciuda faptului am adunat de-a lungul timpului multe documente, multe informații referitoare la membrele, la domnișoarele și doamnele societății junimea, membre active, cu carnet și cotizație, dacă putem să spunem așa, pentru a întări înțelesul termenului. Multă vreme spuneam, am neglijat să scriu și un studiu, să folosesc aceste informații. Cu toate că în istoriografia noastră avem câteva lucrări fundamentale referitoare la ceea ce a însemnat junimea în trecutul României, nu numai din punct de vedere strict intelectual și cultural, dar și din punct de vedere al mecanismelor de ascensiune socială. Cu toate acestea, niciunul dintre autori, repet, autori foarte importanți, care au scris foarte bine, precum Zigu Ornea sau colegul Lucian Nastase de la Cluj, niciunul nu se referă la partea feminină a juniei. Văzând cartea Teodora Văcărescu, îmi dau seama că e momentul să scriu și eu ceva referitor la, cum spuneam, jumătatea feminină a juniei, la fel de importantă precum jumătatea masculină. Pentru că la Junimea au fost personalități feminine remarcabile, care au contribuit din plin la construirea a ceea ce astăzi numim junimism. De asemenea, cred că lucrarea de astăzi deschide foarte multe subiecte, de fapt. Pentru că noi nu avem în față reconstituit doar aportul femeilor din Școala Gusti la cercetările sociologice din România interbelică. De fapt, mi se deschid în față mult mai multe subiecte. Avem un subiect foarte interesant și important în același timp referitor la raporturile de gen din mediul intelectual românesc, din societatea românească în general. Pentru că trebuie să spunem un lucru, dincolo de contribuția remarcabilă și veritabilă a acestor femei, toate, fără excepție, erau conștiente de modul în care se structurează în societatea românească raporturile de putere din mediul academic, din mediul universitar, din mediul cultural, din mediul politic. S-a spus deja foarte bine, în ciuda calităților lor, niciuna dintre aceste doamne nu reușește să ajungă în ultimul bastion al lumii gustiene. Niciuna nu reușește să dețină funcții, responsabilități, niciuna nu reușește să se apropie, așa cum o face Dimitrie Gusti, de cele mai înalte niveluri ale lumii politice, regimului Carol al II-lea în special. De asemenea, avem un alt subiect referitor la modul în care aceste femei sunt văzute de bărbații epocilor, de colegilor, de profesorilor. Pentru că trebuie să spunem un lucru, ele erau acolo zi de zi, iar cartea Teodorei Văcărescu ne demonstrează aceasta cu asupra de măsură. Numai că, dacă ne uităm la mărturiile lăsate de contemporanii bărbați despre ceea ce au făcut aceste doamne, vedem că mărturiile acestea sunt extrem de limitate, precum, nu întâmplător, în cazul Junimii. Niciunul din memorialiștii de mare talent ai Junimii, Pan sau Iacob Necruții, nu vorbesc măcar un cuvânt despre prezența doamnelor și domnișoarelor, deși se întâlneau la fiecare ședință a Junimii. Ar mai fi și alte multe subiecte. Proiectorul care ne orbește are o mare calitate, ne arată foarte interesante fotografii de epocă și eu cred că, pe lângă sursele narrative, pe lângă documente, aceste surse iconografice sunt la fel de importante în a studia și a înțelege diverse fenomene trecutului până la urmă. Cu alte cuvinte, trebuie să ne gândim și la partea iconografică a Școlii Gustiene, reprezentată de aceste surse, care ne aduc, așa cum am putut vedea și cum vedem în continuare, numeroase mărturii referitoare la ceea ce au făcut femeile Școlii Gustiene în epocă. Mulțumesc! Irina Costache, care se declară cercetătoare în studii de gen. Ca să fiu exact, nu? Mulțumesc foarte, foarte mult pentru introducere. Mulțumesc și pentru invitație. Sunt deosebit de onorată să fiu aici în intimitatea cooperativei G. De asemenea, aș vrea să îi mulțumesc Teodorei nu numai pentru invitație, dar și pentru volum. Felicitări! Este este dovada unei munci extraordinare și cu siguranță dovada unui devotament extraordinar pentru istoria femeilor din România. Grila mea de lectură cred că a fost puțin diferită de cea a antevorbitorilor mei. Eu am considerat cartea și nu știu dacă complimentul îi va face, să spun, plăcere autoarei neapărat, dar mi se pare că putem alătura acest volum la cel la volumele Ștefaniei Mihailescu. Adică pentru mine este un volum care ține foarte mult de istoria femeilor din România. Și am avut plăcerea să descoper personaje noi. Invit și pe, pe participanți să descopere personaje noi. Pentru mine mărturisesc că personajele noi au fost cele din Școala Gustiană, adică cercetătoare extraordinar de interesante, dar pe de altă parte apar și texte noi ale unor feministe foarte interesante, precum Alexandrina Cantacuzino sau Calypso Botez. Putem discuta despre ele eventual mai târziu. Bun, sigur, felul în care m-am raportat la lucrare, cred că ține într-adevăr de... Am găsit-o ca pe o sursă extraordinară, așa cum am spus, pentru istoria femeilor. Pe de altă parte, mi s-a părut extraordinar de convingătoare explicația absenței femeilor din, să spunem, canonul sociologic sau istoric. Teodora folosește o explicație foarte frumoasă, efectul Matilda, cumva o sumă de, să spunem, motive pentru care contribuția femeilor este mai puțin cunoscută, mai puțin recunoscută ca și contribuție cu valoare intelectuală. Fie că e vorba despre temele pe care cărora le sunt desemnate de cercetătorii mai cu senioritate. Vorbim de teme precum familie sau ritualuri de naștere, fenomene care țin de viața intimă a familiei, fie că vorbim de, nu știu, acest fenomen prin care femeile ajung la un moment dat să devină mai bune dactilografe sau arhiviste sau calculatoare, da? pentru cercetătorii bărbați. Și explicația mi s-a părut suficient de suplă cât să acopere o varietate de scenarii de viață și cât să dea agenție acestor actori femei. Iar pentru mine problema rămâne în continuare următoarea. Dacă contribuția acestor femei în epocă pare a fi extraordinar de prezentă, ce se întâmplă cu... Poate că problema, de fapt, rămâne recuperarea acestei contribuții și construcția canonului atât istoriografic cât și sociologic. Și aici, pentru mine a fost, am să mă raportez acum la o experiență personală. Cândva în 2016 am colaborat cu o organizație neguvernamentală la un proiect legat de manualele de istorie. Încercam acolo o analiză prin care să vedem în ce măsură istoria ale minorităților, inclusiv istoria a femeilor, este reflectată în manualele de istoria românilor. Și, cum să spun, sigur, raportul în sine cred că este un subiect așa delicios pentru un alt eveniment, dar ce vreau să spun este că m-am uitat astăzi din nou pe raportul de cercetare și se pare că în manualele de istorie apar circa 5 personaje femei, care, evident, Ecaterina Teodoroiu, Elena Ceaușescu, scriitoarele de la Marta Bibescu, Elena Văcărescu și Regina Maria. Da. Cam asta este canonul pe care îl învățăm la școală. Bine, acum, mă rog, în contextul noului manual unic, nu știu ce să zic. Bun, și pe lângă grila asta de lectură, la fel mi se pare extraordinar că Teodora a găsit sprijin pentru demersul acesta intelectual. Mi se pare cum să spun, discuțiile de astăzi legate de necesitatea unei intervenții de gen în diferite științe, mi se pare problematică. Adică, sigur, noi între noi, cred că pentru noi e un fel de recuperare necesară și naturală. Pe de altă parte, cred că începem din ce în ce mai mult să vedem și cum arată un contraargument la aceste demersuri. Adică, dacă abia acum facem primii pași să recuperăm această istorie, exact acum ne confruntăm cu oponenți. Și așa că felicitări celor care au sprijinit-o pe Teodora în acest demers și mult succes în continuare. Eu personal îmi doresc o istorie atât a femeilor și a bărbaților din Școala Gustiană. Nu știu cum o să arate, cum va fi, dar mi se pare un plan de viitor interesant. Și altfel, lectură plăcută. Găsim multe personaje foarte interesante. Mulțumesc! Adita, vreau să adaug, înainte de a da Teodorei, nu ca să închide, ci să deschidă cealaltă parte. Că Școala Gusti, până la urmă, cu toată mentalitatea lui de oarecum nu de asupritor, ci a folosi munca femeilor ca ceva anexă, totuși Școala Gusti a fost pionier în Europa. În Europa nicăieri nu au fost invitate în cercetare atâta femei. Nici în Franța, nici în Germania, nici măcar ca anexe. Nici măcar ca anexe. Așa că când a ajuns Ștefania Cristescu Golopenția, la Golopenția, la Paris, marii profesori se uitau de o femeie și încă este și cercetătoare și a fost la țară și era ceva de nedeschis. Și evident că era și curtată de mine, nu numai că era frumoasă, era și foarte deșteaptă. Da. Teodora. Da, mulțumesc foarte mult, invitatelor și invitaților care au apreciat volumul. Nu știu de unde să încep. Da, în primul rând voiam să spun la început, dar mi-a ieșit cu totul din minte, ceea ce vedeți în spate proiectat sunt imagini, primele, acum suntem la partea a doua, primele sunt din monografiile sociologice, sfârșitul anilor 20, anii 30, și următoarele, ceea ce vedeți aici în soi de costume quasi-militare, sunt demersurile din cadrul serviciului social, școlile de comandante și primele încercări de acțiune socială, culturală a femeilor și bărbaților, dar eu am ales majoritatea fotografiilor care includ femei, în sate. Serviciul social a fost o încercare, iată, aceste costume quasi-militare. A fost, deci spuneam, a fost un demers încercat, a fost o lege, de fapt, a serviciului social în 1938, s-a întrerupt în 1939, deci practic s-a născut un pic înainte să moară, de către Dimitrie Gusti și Carol al II-lea. Bun, deci asta vedeți derulându-se la nesfârșit în fundal. Vreau să mulțumesc și Muzeului Țăranului Român pentru faptul că găzduiește acest eveniment, cum nu se poate mai potrivit acest cadru, pentru că foarte multe dintre studiile incluse în antologie. Eu cred că pentru noi a fost invitat Muzeul Țăranului Român. Da, pentru Cooperativa Gusti, evident, totul se întâmplă pentru Cooperativa Gusti până la urmă. Da, deci este un cadru foarte potrivit, după cum cred că puteți vedea și pe pereți, dacă sunt aceleași fotografii și cred că sunt, cu imagini de la sate, deci este un cadru minunat. Aș avea însă, și cred că am mai făcut această remarcă, o mică sugestie pentru Muzeul Țăranului Român de a-și schimba denumirea, practic, pentru că sunt două probleme cu denumirea. Una ar fi că este țăranul la singular, ceea ce înseamnă esențializare. În România, așa cum spune și Gusti, nu este doar un țăran, doar un tip de țăran, doar un sat românesc, și nu numai românesc, ci mai multe sate, mai mulți țărani. În consecință, Muzeul Țăranilor Români. Dar cum nu avem doar bărbați țărani, și volumul antologia arată acest lucru, avem și femei țărance, în consecință ar trebui să fie Muzeul Țăranilor și Țărâncilor din România, ca să acopere întreaga problematică. Da, glumesc, glumesc, dar este o glumă foarte, foarte serioasă. Bun. Da. Mă mir că lumea nu a întrebat, dar presupun că deja știe, poate lumea din public să fi întrebat de ce se numește așa volumul acesta, Personajele de a doua mână. Și pentru că am mai citat acest citat, care este de fapt și motoul volumului, o să vi-l citesc și o să înțelegeți de ce se numește Personajele acestea de mâna a doua. Este cu ghilimele, în consecință nu mi-aparține. Și vreau să spun înainte de a citi acest fragmentel că țin foarte mult la persoana care a spus aceste lucruri în cadrul unui interviu din anii 80 realizat de profesorul Zoltán Rostás cu unul dintre cei mai importanți membri ai Școlii Sociologice de la București, Henri Stahl. Și am să iau de aici să vă pot citi și apoi am să mai spun două cuvinte. Deci, după cum vă spuneam, este și așa și începe volumul. După paginile de titluri se află acest motto. Au fost multe femei în monografii, s-a lucrat bine cu ele, eu am lucrat în mod sistematic cu fete, m-am înțeles foarte bine cu ele. Păi, la un moment dat, în monografie, am întrebuințat studente de la Școala de Asistență Socială și acest grup de fete avea o experiență deosebită în a face anchete sociologice. Le-am folosit și noi, le-am folosit în campania de la Cornova, le-a folosit și Sabin Manuilă în campaniile lui de la Fibiș. Ai nevoie de Personajele acestea de a doua mână. Henri Stahl. Știu că sunt destul de multe persoane care nu agrează această interpretare a mea asupra perspectivei lui Stahl despre femei. Nu o pot citi altfel. Îl apreciez pe Henri Stahl din foarte multe puncte de vedere, mai ales ideologic și politic, dar din punctul de vedere a felului în care integra, înțelegea participarea femeilor, deși era foarte inclusiv, era evident supus mentalităților timpului, ca să dau așa o explicație popularizantă. Bun, o să încerc foarte rapid, pe rând, să trec prin câteva dintre lucrurile pe care le-au spus invitatele și invitații. Prima ar fi, și nu e prima dată că se ridică această problemă, ceva ce a menționat Ioana Fruntelată, etnologă. E vina mea, eu am feminizat numele ocupațiilor profesiilor. Dar, de fapt, este o problemă foarte importantă. Pentru că de multe ori mi s-a spus de ce socioloagă, de ce istorică, de ce ministră, sună rău. De ce sună rău? Respectă regulile fonetice ale limbii române? Da. În consecință, de ce sună rău? Pentru că nu suntem obișnuiți cu aceste lucruri și pentru că numirea, sau poate de aceea numirea în știința, în studiile de gen, în științele lingvistice, e atât de importantă și în toate științele. Deci numirea reprezintă unul dintre demersurile fundamentale în orice domeniu. Pentru că este și descriptiv și prescriptiv. De la Biblie la Dex. Și mai e o problemă pe care mi-a pus-o Irina, de fapt, pe care am numit-o până la urmă cercetătoare de gen. După multe dezbateri prin SMS că nu era în țară. Cum se numește o persoană care este specialistă în studii de gen? Genoloagă? Nu știu. Eu am preferat sociologă de gen pentru mine și cercetătoare în studii de gen pentru Irin. Bun. Mai departe, da, îi mulțumesc Jelei Doina pentru sugestia cu notele biobibliografice. Mi-a scăpat cu totul din vedere acest lucru. Ar fi trebuit să existe. O să existe de acum încolo, promit solemn. Pot să vă dau eu detalii despre multe dintre aceste femei incluse, cercetătoare incluse. Lucrarea de doctorat are. Da, acolo am, dar aici nu. Următoarea carte o să aibă. Ok. Da. În cazul lui Calypso Botez, de pildă, este o bibliografie foarte bogată. Ea este inclusă în alte dicționare, inclusiv în dicționare realizate la Central European University Press. Deci Calypso Botez este, Alexandrina Cantacuzino la fel este. În schimb, în cazul altora dintre monografiste, n-aș putea să dau mai mult decât numele și că au participat la anumite monografii. În cazul altora care nici măcar nu figurează cu texte aici, chiar mi-am făcut o listă și mi se pare foarte trist, Madaraz, Orghidan, Stamate, Corniv, Gorăscu, nu mai există nici măcar prenumele. Deci s-a pierdut până și prenumele. N-am decât numele de familie din anumite documente semnate de ele. Asta e foarte trist. Știi, în alte părți se fac biografii ale unor oameni care au trăit acum 400 de ani și noi avem doar numele. Da, și noi nu reușim după mai puțin de un secol să recuperăm aceste nume. Da. Dar este simptomatic. Este un lucru care arată cât de important este să recuperăm numele femeilor care au participat, și nu numai ale femeilor, care au participat la aceste demersuri de cercetare. Dar în cazul nostru, pentru că de asta mă ocup, nu ne putem ocupa toți de tot. În consecință, trebuie să ne alegem feliuța noastră. Încerc să văd ce mi-am încăpat în continuare. Da, cred că am... Da. În cazul criterion, eu nu știu să existe bărbați. Am această întrebare legată de Alice Voinescu, în ceea ce spunea Ionuț. Femei. Nu, spun că nu știu decât bărbați. Există posibilitatea să fi întâlnit numele lui Alice Voinescu, dar este singurul care îmi vine în minte, trebuie să mă uit. Tu ai spus la un moment dat femeile care să-și facă o carieră în cercetare. Felul în care am privit eu lucrurile a fost un pic mai mult decât atât. Nu doar să-și facă o carieră în cercetare, ci au fost incluse într-un grup organizat și asta e valabil pentru toate persoanele care au vorbit despre femeile din Școala Gustiană, ca fiind unice că au fost incluse în cercetare. Dimensiunea aceasta de puțin întâlnit până la unic, de fapt nu știu ce s-a întâmplat în toată lumea cu toate grupurile de cercetare, este această includere într-un grup organizat de cercetare. Ca așa, femei care antropologe, sociologe, cu siguranță că mai există, foarte cunoscute, numele lor este în dicționare de sociologie, dar într-un grup organizat, interdisciplinar, care a depus eforturi de cercetare pe o perioadă mai îndelungată de timp. Deci asta este unic, să zicem, sau puțin întâlnit la Școala Gustiană. Da, vorbeam cu domnul Alin Ciupală și înainte de dezbatere că ar fi un efort fenomenal junimea și ar merita o comparație în momentul în care există documentele cu ceea ce s-a întâmplat în Școala Gustiană. Și îmi notasem eu aici că nu doar, și asta am și făcut de fapt în studiul introductiv, deci practic volumul reprezintă aportul, o parte din aportul femeilor la cercetarea socială din perioada interbelică. Ceea ce am făcut, deci în volum, ceea ce am făcut în studiul introductiv a fost de a vedea care au fost raporturile, cum a spus dumneavoastră, de gen. Deci felul în care s-a conturat includerea inițial și apoi excluderea femeilor din demersurile de cercetare. Deci a fost, eu nu m-am ocupat propriu-zis de conținutul scrierilor acestor femei, ci mai curând de ceea ce s-a întâmplat în jurul realizării cercetărilor de către cercetătoarele femei. Bun, și pentru că ar trebui să deschid mai curând discuția, o să mă opresc la ultima întrebare pe care am lansat-o în această invitație. Cui și de ce este de folos istoria femeilor? Cu alte cuvinte, cui și de ce? De ce e nevoie să facem o istorie care să includă și femeile? Nu este suficientă. Nu este suficientă istoria așa cum se face acum, în manualele de pildă de istorie de clasele 1-12 și apoi la facultate în cercetări. În primul rând, aș spune că ministra sună rău doar dacă ne gândim la doamna Dăncilă. Oh, dar și la Carmen Dan. În al doilea rând, mă gândesc că această observație pe care ați făcut-o referitoare la absența prenumelor doamnelor, în multe dintre cazuri, nu este deloc întâmplătoare. Pentru că, începând cu secolul al XIX-lea, și în bună măsură pentru societatea românească, mă gândesc chiar și astăzi, sistemul de referință pentru o femeie era, de fapt, statutul soțului, al tatălui sau al altui bărbat puternic din familie. La arhivele naționale se păstrează câteva catastife, altfel foarte frumos legate, registrele de audiență ale casei regale. Și acolo vedem o înșiruire pe zeci și zeci de pagini de nume aproape în exclusivitate masculine, chiar și atunci când se referă la femei. Pentru că doamnele care vreau să se întâlnească cu regele Carol sau cu regina Elisabeta, urmând o procedură foarte bine stabilită și trebuiau să se înscrie în primul rând în aceste registre de audiență ținute de adiotanții regelui, doamnele nu erau trecute aproape niciodată din sute și sute de mențiuni cu prenumele. Erau trecute doar în funcție de statutul soțului sau al tatălui. De exemplu, doamna profesor Popescu, doamna colonel Ionescu și tot așa și tot așa. Cu alte cuvinte, deși acele femei sunt foarte prezente, de fapt, ele devin anonime. Iar în felul acesta ajungem la întrebarea pe care ne-a adresat-o colega noastră și eu cred că a vorbi despre istoria femeilor pentru noi reprezintă, de fapt, pretexte pentru a înțelege mai bine trecutul, pentru a înțelege mai bine o societate, dincolo de faptul că, strict cantitativ, femeile sunt și ele prezente zi de zi în asociații, organizații, în viața cotidiană, sunt prezente într-o măsură la fel de importantă în primul război mondial sau în al doilea război mondial, alături de bărbați. Cu alte cuvinte, avem o dublă dimensiune a cunoașterii. Dimensiunea cantitativă, evenimențială, dacă vreți, foarte importantă, pentru că până acum despre lucrurile astea pur și simplu nu s-a scris, nu s-a vorbit. Dar avem și dimensiunea, să o numim așa, filozofică. Faptul că a vorbi despre ceea ce fac femeile în trecutul nostru ne oferă un prilej de a înțelege mai bine ce se întâmplă în trecutul nostru. De multe ori, vorbind despre femei, ajungem să descoperim adevărate contradicții ale societății românești. S-a vorbit, s-a amintit de câteva ori numele Alexandrinei Cantacuzino. Alexandrina Cantacuzino, care debutează în mișcarea de emancipare feminină la începutul secolului 20, mult înaintea primului război mondial, și care devine în perioada interbelică lidera de necontestat a mișcării de emancipare a femeii din România, o personalitate recunoscută ca atare în străinătate, ajunge în același timp să devină o sprijinitoare activă, deschisă a mișcării legionare. Și atunci ne putem întreba cum se împacă toată activitatea pusă în slujba emancipării femeii, încă din tinerețe, cu acest atașament deschis față de mișcarea legionară, pentru că în presa legionară găsim numeroase articole semnate de Alexandrina Cantacuzino, ca să nu mai vorbim că unul dintre fiii ei devine unul dintre liderii mișcării legionare. Probabil că ceea ce a salvat-o de un sfârșit tragic a fost moartea ei, a murit la timp. Altfel, pentru toată această activitate dusă alături de mișcarea legionară, cu certitudine Alexandrina Cantacuzino și-ar fi sfârșit zilele în închisoare. Deci, iată o contradicție foarte interesantă, care poate deschide discuții intense. Da. Cazul Alexandrina Cantacuzino mi-a adus aminte tot de mișcările studențești de care m-am mai ocupat. Bine, mișcarea legionară, pe urmă, că avea organizația ei de femei și femeile erau destul de implicate aici. Mișcarea legionară în sine este un fenomen care trebuie studiat ca atare și a fost studiat, deja există o grămadă de studii despre asta, nu știu dacă există un studiu despre organizații de femei, asta nu prea cred, cel puțin din ce am citit eu, nu există încă o cercetare pe acest subiect. Și mi-am amintit că în cadrul organizațiilor studențești, dacă v-am spus că ASCR-ul acela mult mai restrâns era cu femei, ca să zic așa, un SCR-ul, care era organizația principală a studenților, avea la mii spre, nu știu cât, oricum avea sigur mii de studenți ca membri și congresele erau uriașe și a fost un bazin de recrutare și după aceea de dominat de mișcarea legionară. În UNSCR erau numai băieți, adică numai tineri bărbați, cel puțin ca vorbitori, ca oameni de prim plan, n-am văzut acolo o implicare consistentă din partea studentelor. Ceea ce, adică era una din diferențele absolut izbitoare. De ce avem nevoie de istorie, de istoria femeilor? Pentru că avem nevoie de cât mai multe perspective diferite și aceasta este una din perspectivele de bază. Nu? Ai istoria familiei, poți să faci istoria familiei din perspectiva familiei, poți să faci istoria copiilor din perspectiva copiilor sau a copilăriei. Deci este o chestiune care ține, ca să spun așa, fără să egalizez, fără să spun că nu are o consistență proprie, este o chestiune de unghi prin care privești istoria și asta este un motiv. Al doilea motiv este că pune în evidență anumite mecanisme sociale, pune în evidență modul în care funcționează o societate, în care oferă șanse de afirmare sau inventează mecanisme de marginalizare sau de reproduce mecanisme de marginalizare. Și atunci, într-o perspectivă de acest gen, reușești să surprinzi modul în care funcționează aplicat tot felul de mecanisme sociale. Și în al treilea rând, întorcându-mă cumva la gluma care a fost pusă aici, tocmai ca să înțelegi de ce există o premieră cum este Dăncilor, care nu este mai puțin femeie dacă, mă rog, râdem de ea sau râdem presa de ea. Eu aș privi-o foarte mult dintr-un punct de vedere social, ca un fenomen, nu ca ceva anecdotic. Aș privi foarte mult la modul în care s-au realizat cariere în politica românească, mediul social în care provine, șansele pe care le-ar fi avut altfel într-o societate, hai să spunem, ce șanse ar fi avut cineva din mediul social în care provine cineva ca Dăncilă, de exemplu, să ajungă premier parcurgând doar sfera lumii bune a României. E un fel de întrebare pe care o pun, care pune în evidență tocmai, poate să pună în evidență tocmai posibilitățile sau imposibilitățile pe care le ai de ascensiune. Astea sunt câteva motive pentru care consider eu că o istoria femeilor este deja nu utilă, ci extrem de necesară și binevenită. Da, ai spus aproape tot ce aș fi putut spune eu. Din moment ce se umple un gol și se completează niște spații necunoscute din știință, de ce nu? Sigur că este foarte binevenită o asemenea istorie, dar mai este ceva. Ceea ce se numea până la un moment dat istoria mentalităților. Nu cred că poate fi completat fără să faci apel la contribuțiile femeilor. Mă uitam aici la studiul Paulei Herseni despre țesăturile, despre industria casnică, pe care nu că am citit-o ca un scriitor, dar să știi că am citit-o ca pe o Madeleine a lui Proust. Întrebările pe care, planul de cercetare pe care și-l făcuse ea, întrebând femeile, întrebând gospodinele, cum se țese, cum se coase, cum se macină, ce se face din borangii, cum se cresc viermii de mătase, de ce se fac șezătorile, cine merge la șezători. Nu-l văd pe Stahl punând aceste întrebări, nu pentru că, nu situându-l pe o poziție de inferioritate sau superioritate, pentru că femeia este întâi și întâi, suntem deosebiți bărbații și femeile, pentru că femeia este întâi și întâi intuitivă și ea este capabilă și să se intereseze de lucrurile astea și să le știe și să le facă și nu văd cine ar fi, nu văd cum ar fi putut să pună un bărbat întrebările astea. Deci, eu cred că ne completăm foarte bine și atâta tot. Ce mă stânjenește un pic în chestia asta este feminismul pune cele două jumătăți ale istoriei pe o poziție de adversitate și noi nu putem să fim pe niște poziții de adversitate, că împărțim viața. Asta este. Și numai că facem copii împreună și tot e ceva. Da, nu feminismul pune pe poziții de adversitate, ci societatea patriarhală plasează valorile, să zicem, specifice femeilor și valorile, între ghilimele, specifice bărbaților ca diferite și le ierarhizează, nu feminismul. Feminismul, dimpotrivă, vrea să acorde aceeași valoare și contribuțiilor femeilor și contribuțiilor bărbaților. Ei, dacă ți amintești, Teodora, cartea lui Vladimir Bukovski despre problemele pe care le-a avut în Statele Unite când, venind cu mentalitatea patriarhală din Europa, se gândea să deschidă o ușă grea unei femei și aia l-a acuzat că o agresează sexual, cum să spun, sau... Da, așa că nu știu cum să, sigur că există excese în toate privințele, iar aici eu percep mai ales excesul. Asta e. Irina, răspunde. Nu știu, nu vreau. Aici. Da. Da, eu... provocarea asta, nu cred că vreau să răspund chiar la problemele de integrare ale lui Vladimir Bukovski în America, dar mă gândesc, uite, un motiv foarte practic pentru care avem nevoie de o istorie a femeilor. Mi-aduc aminte de curând, am avut o discuție despre politici europene, în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați. O discuție foarte tehnică și foarte aridă. Și discuția a fost, ok, cât e de interesantă tema asta pentru mediul românesc, are valențe, poate fi transpus aici, e necesară, mă rog. Și problema s-a pus așa. Asta pare un import adus din Uniunea Europeană. Noi nu avem o astfel de tradiție în România și pe femeile din România, de fapt, nu le interesează aspectul ăsta și, în general, nu le interesează, nici nu percep cum că ar fi dezavantajate în ceva, undeva, într-un loc. Mă rog, piața muncii era o discuție foarte tehnică. Când, de fapt, avem în spate mai mult de 100 și ceva de ani de istorie de mișcarea femeilor, de emanciparea femeilor, de mișcare pentru drepturi la vot, pentru egalitate în diferite sfere, adică și privat și public. Și lucrurile astea nu sunt cunoscute. O altă problemă, suntem în anul centenar și, iarăși, volumul tău contribuie foarte mult la anul centenar, pe care mi l-aș fi dorit un an care să demitizeze un pic istoria cu I mare și, în sfârșit, să apară în discursul public poate și perspective ale unor alte grupuri, ale unor minorități care au participat la unire sau care au trăit urmările unirii. Mai multe informații despre femei care au participat acolo și, din nou, din păcate, ajungem să reciclăm câteva clișee. De ce e importantă istoria femeilor? Pentru că și femeile creează și pentru că lasă în urmă extraordinar de multe lucruri valoroase, inclusiv cercetări științifice. Dar lasă și alte lucruri în urmă. Și, și din păcate, cumva, dacă te ocupi de sfera asta, cred că munca de cercetare, a celor care fac istoria femeilor ajunge să sufere și ea de efectul Matilda și să fie probabil considerată mai puțin academică decât alte subiecte de investigație istorică. Cred că cam asta aș fi vrut să spun acum și nu mai gândesc. A, și am o întrebare pentru tine, Teodora. Care dintre, nu știu, care e personajul de care te-ai așa atașat cel mai mult dintre cercetătoarele pe care le-ai cuprins în volum, așa ca indiciu de lectură? Cred că Cristescu. Așa-i? După Ioana și domnul profesor Alin Ciupală ar vrea să spună. Mie mi se pare că e foarte, foarte important să fie făcută așa istoria, deci prin documente, având acces direct la epoca respectivă, la mentalitatea aceea, pentru că dacă facem niște afirmații, pur și simplu, fără a avea și aceste documente, să spunem, de istorie mică, de istorie la firul ierbii, umană, foarte apropiată, nu, de noi, nu vom reuși niciodată să ajungem să înțelegem, cum au spus toți colegii care au vorbit aceste lucruri, ci vom cădea mai devreme sau mai târziu în stereotipuri. Deci cred că unul dintre meritele unei astfel de istorii este tocmai această chestionare a stereotipurilor. Și din acest punct de vedere, aș zice că nu, o astfel de istorie nu ne arată, ca să citesc Levi-Strauss, cealaltă față a lumii, ci mai degrabă o altă față sau alte fețe ale lucrurilor, ale unei realități. Cred că e foarte interesant nu numai faptul că această carte, prin ceea ce conține ea, deci nu pur și simplu prin citirea, de exemplu, felului în care semnează autoarele. Calypso Botez, că ați spus dumneavoastră de femeile ascunse în spatele bărbaților, semnează Calypso Corneliu Botez. La început, da? La început, da. Deci există o evoluție, să spun așa, o conștiință lor despre, da. Deci chestionează stereotipurile de gen. Pur și simplu analiza lor ca niște documente, mi-aș permite să spun, etnologice. Pe urmă ne pun problema felului în care se poate face știință. E un fel de meta-discurs aici, deci fac femeile altfel știință decât bărbații? Sunt niște subiecte privilegiate și aici discutam cu domnul profesor Rostás și întreba Stahl despre textile, tocmai am văzut un film despre Mihai Pop în care o cercetătoare povestește, care a lucrat cu dânsul, povestește că Mihai Pop a aflat de la o bătrână imediat, de la o femeie care îi murise bărbatul, făcea o pomană, a aflat imediat niște amănunte ce țin de ritul funerar, care noi am zice că este o specialitate feminină, deci femeile din grup nu au aflat ce a aflat dânsul, în fine. Deci există subiecte privilegiate, subiecte masculine, subiecte feminine. Există un mod de a face știință, există o perspectivă feminină asupra științei, există o metodologie care, să zicem, ar fi mai specifică. Recent am participat la un coloviu, un simpozion care vorbește despre emoție. Emoție în cercetarea științifică, sigur, emoție în etnologie. Și am fost la o secțiune din aceasta, un panel, în care s-a vorbit foarte mult de femei care empatizează cu terenul și de femei care fac teren etnologic pentru a-și răspunde, să spunem așa, unor anumite probleme personale și nu se tem să se imerseze în teren, să se implice foarte personal. Deci sunt tot felul de lucruri foarte interesante pe care cred eu că o istorie făcută astfel, așa cum o face Cooperativa Gusti, o face și că aceste, într-adevăr, cum au spus și colegii, aceste colecții de documente, fără niciun fard, fără nicio tăietură, sunt extrem de importante. tare. Aș vrea să mă adaug două cuvinte, fără niciun fel de intenție polemică. Mă gândesc, mai ales că suntem foarte aproape de toată dezbaterea referitoare la modificarea Constituției. În România de astăzi nu cred că în vreun fel homosexualitatea sau feminismul ar reprezenta pericole. Nici de cum. Ba, aș putea spune că feminismul, ca și homosexualitatea, sunt două realități cu totul marginalizate în societatea românească. Mă gândesc, de exemplu, că la Universitatea din București, pe care o slujim cu toții, profesori și studenți deopotrivă, la nivelul cel mai înalt de conducere, regăsim 9 personalități. Din acești 9 oameni care conduc Universitatea din București, 8 sunt bărbați. Cu toate că în Universitatea din București, corpul profesoral este alcătuit undeva între 65 și 70% din femei, cadre didactice femei. Asta spune totul, de fapt. Vorbim despre Universitatea din București, nu vorbim despre cine știe ce sat dintr-un ținut mai îndepărtat al României sau despre o universitate privată unde primează alte considerente. Astăzi, da, în 2018, care se va încheia peste multă vreme. Deci, de fapt, realitatea vine peste noi cu duritatea ei dintotdeauna și ne arată cam pe unde ne aflăm. Cred că, din punct de vedere psihologic, societatea românească e undeva între 1880 și 1890 și vedem lucrul ăsta zi de zi. Dar femeile au drept la vot. Da, mulțumesc foarte mult, o să răspund și eu foarte repede. Întrebarea foarte dură, nu mi-am pus această problemă, care este cercetătoarea monografista preferată. E Marcela Focșa. N-apare foarte mult în fond, doar menționată de mine. Și îmi place și Lena Constante. Dar îmi place Marcela Focșa din interviurile făcute de domnul profesor Zoltán Rostás. Altfel n-am cunoscut-o decât din interviuri. Și Lena Constante pentru curajul și nesupunerea și independența ei. Chiar pentru agresivitatea, faptul de era atlacul, cu mulți. Da, subiecte privilegiate și metodologia e foarte important și da, subiectele privilegiate, de fapt, le spuneți frumos privilegiate. Eu le-am spus, sunt subiecte pe care le considerau alții ca potrivite pentru femei, womanly. Da, familia, industria casnică, zonele acestea. Și e adevărat că și Stahl consideră că anumite întrebări, anumite probleme, cum le numește el, pot fi tratate mult mai ușor de către femei decât de către bărbați. Și sunt mai interesante pentru femei decât pentru bărbați, dar și bărbații puneau întrebările dificile. Chiar le puneau, da, pe unele dintre întrebările le puneau și bărbații. Dar nu erau la fel de interesant, nu era la fel de interesant pentru ei. Era mai curând soft sociologii, nu era hard sociologii. Sociologia familiei era mai curând soft, industria casnică mai curând soft, potrivită pentru o femeie. Dar au și ajuns până la urmă multe dintre aceste femei la școala de asistență socială, nu la Universitatea din București ca profesoare. Asta e și asta este important. Ce s-a întâmplat cu ele, carierele lor profesionale, după ce au terminat, mă rog, zona de monografie. Eu voiam să te întreb treaba asta cu cercetătoarele cărora le-ai spus că pe care le-ai pierdut și n-ai mai avut nici măcar numele mic și nu s-a întâmplat lucrul ăsta și pentru că nu au mai publicat. Mă gândesc că dacă au publicat un articol și au renunțat și, eu știu, s-au ocupat de familie și de soci, s-au integrat așa în viața casnică, dacă ai scris un articol, 2 articole, 3 articole, sigur că nu te mai consemnează nimeni nicăieri. Da, da, este o explicație și asta? Da, cu siguranță este o explicație, dar este și întrebarea de ce n-au mai publicat, de ce multe dintre femei. Și au fost foarte multe, n-au publicat și dintre acele 10 de femei au publicat doar câteva. Din diverse motive. Unele n-au fost interesate, dar altele, de pildă, ca Elvira, iată că și eu, Georgescu și Maria Negreanu, ele au fost foarte interesate, au vrut să facă foarte multe lucruri și ele n-apar ca autoare aici. Apare poveștile mele și poveștile lui Stahl. Da, e de... poate publicul. Doar 2 secunde. Există un risc, de exemplu, atunci când vorbim despre societate patriarhală, să creăm o structură mai degrabă de paie. Nu știu dacă există o societate patriarhală. Există mai multe tipuri de societăți, mai multe tipuri ideale pe care le construim noi privind retrospectiv, dar nu aș abuza sau n-aș folosi acest termen cu această încărcătură, pentru că mi se pare că simplifică foarte mult istoria. E un shortcut, l-am folosit ca un shortcut. E un shortcut, da, exact. Și legat de celelalte chestiuni ridicate aici de colegul Alin, sunt niște dezbateri care sunt cam peste tot și noi am fost cuprinși de aceste dezbateri. Sunt anumite realități sociale, există aceste realități la nivelul persoanelor, există practici, există standarde și cred că pur și simplu noi ar trebui să fim preocupați mai mult să creăm condițiile unor dezbateri oneste privitor la aceste lucruri. Cine creează standardele? Noi, prin discuție, prin dezbatere. Și eu predam aici pentru, înainte de a ne angaja, de o parte sau alta, să creăm condițiile unei dezbateri oneste și raționale. Și astfel putem cade de comun acord privind aceste standarde comune pentru toți, incluzându-i pe toți. Da, și în discuție și în standarde. Noi putem face într-o dezbatere academică și asta facem. Problema e că, de fapt, toate problemele astea nu sunt doar academice. Din păcate, discuția academică e foarte frumoasă și întotdeauna ne înțelegem și ajungem la un schimb de opinii, de argumente, de păreri. Problema este că cu toții ne aflăm în fața unei presiuni sociale care depășește mediul academic, iar nu știu în ce măsură strict mediul academic, așa cum e el astăzi în România, care se chinuie de fapt să supraviețuiască de pe zi pe alta, poate să reziste acestor presiuni. Pentru că dezbaterea din mediul academic, indiferent de subiect, este una, dar dezbaterea la un nivel social mai larg este cu totul altceva. Eu aș vrea să adaug câteva amănunte. În primul rând, această problemă a femeilor care n-au publicat și mai multe n-au publicat decât au publicat, totuși totuși au lăsat urme. Numai că n-au fost publicate. Sunt două lucruri diferite. Dar au fost folosite aceste materiale. În cercetările monografice, cine a fost acolo, trebuia să facă. Altfel, de ce să stea acolo, nu? A făcut niște fișe. Aceste fișe au rămas. Nu toate, dar foarte multe au rămas. Și aceste fișe sunt semnate. Numai că a ajuns la, nu știu prin ce împrejurare, la Muzeul Satului și la Muzeul Satului este o politică editorială foarte ciudată, practic incontrolabilă, dar cert este că acolo sunt foarte multe surse pe care nu cunoaște lumea. Cărțile lor sunt foarte elegante, dar se vând numai acolo. Spre, cum să spun, surpriza unora, aceste volume care au fost aceste cercetări au fost coronate de Gusti, dar cărțile sunt semnate de doamna Popoiu. Asta e o chestie cum să spun, absolut secundară. A doua chestie pe care vreau să spun că aici a fost o stare absolut minunată, dar cu un cu două tipuri de, cum să spun, impresii pe care putea să aibă cei din sală. Au văzut niște fotografii și aici au fost câteva intervenții. Nu, toate au fost foarte interesante, dar cele două lucruri nu se, cum să spun, nu se întâlneau tot timpul. A spus ceva Teodora, că primele au fost de cercetare, acolo unde femeile au fost ori în civil, ori în costum popular. Costum popular. Toate au fost monografii, niciuna nu a fost țărancă sau țăran. După aceea au venit aceste acții, fotografii, oameni în uniformă. Mai mult decât atâta, în niște poziții paramilitare cu saluturi foarte ciudate. Și o doamnă totuși destul de bine instruită, apropo de aceste saluturi, m-am întrebat: domnilor ăștia, și cum puteți să deosebiți acest salut, dacă este de legionar sau de monografist? Bună întrebare. Și foarte multă lume face această confuzie și, până la urmă, în cercul de specialiști foarte repede se poate observa despre ce e vorba. Dar că lumea este foarte mică și lucrurile se leagă, una dintre problemele cele mai importante și interesante din cartea Jelei pe care am prezentat data trecută, tocmai din această confuzie a ieșit. Dacă vrei să spui ceva. Tu când ai aflat că nu e aceeași lucru? Apropo. Păi, după cafelele multe băute cu tine am aflat că nu e același lucru. Bun. Da. Bun. În cartea mea, personajul este arestat după o fotografie în care este înfățișată o secvență cu școala de comandante. Fotografia se află chiar printre cele de aici. O am și eu. Este aici. Da. Da. Bun. Confuzia asta se face și acum, dar confuzia asta are, cred, se face acum pentru că oamenii sunt grăbiți și nu stau să înțeleagă exact unde este locul ăla unde se poate produce suprapunerea. Dar să ne amintim că totuși Carol al II-lea a înființat a acceptat înființarea acelui serviciu social și trimiterea la sate a monografiștilor și a tinerilor pentru ca să contracareze acțiunea politică a legionarilor și, în concluzie, salutul și uniformele chiar semănau. Da, și unul și altul salutau la fel și unul și altul aveau uniforme militare și școala aia de comandante era tot atât de militarizată ca... Deci, confuzia de departe se putea face, adică a fost un preț plătit crunt, dar a fost un preț plătit pentru o confuzie voită atunci. Ca să-i contracareze pe legionari, semănau foarte tare cu legionari. Asta e, fără să... De departe semănau foarte tare. Întâi și întâi, neasemănarea, cum am făcut eu deosebirea, m-a întrebat, pur și simplu pentru că gustiștii urmăreau niște scopuri științifice, iar legionarii niște scopuri politice. Asta era. Adică legionarii urmăreau puterea, gustiștii nu urmăreau puterea, sau mă rog... Nu era lor puterea, da, adică da. Aveau altă... Aveau alte scopuri, da. Eu, la sfârșit, atâta vreau să spun că, la urma urmei, că Cooperativa Gusti este o dacă științifică până la urmă, nu este activistă în sens politic, nici măcar sindical. Pentru noi, această problemă a de ce, cui și de ce este de folos istoria femeilor, este o parte a istoriei sociale, istoria femeilor, o parte a istoriei sociale. Problema este mult mai gravă. De ce nu este istoria socială foarte prezentă, foarte pregnantă în sociologia și, adică, în știința și cultura românească? Asta e problema. Și asta nu este o problemă exclusiv de opțiune științifică. Este și o problemă și politică. Politica științei. Cu istorie socială vezi altfel și interbelicul cu toate nuanțele lui, cu totul altfel, și vezi și altfel și comunismul. Aici este foarte problema. Așa că, pentru mine, cartea asta este aproape un manifest și prin grosime monument. Așa de mare este, cum să spun, tema pe care trebuie să continuăm, nu să încheiem cu această dezbatere. Eu, din partea colegilor de pe acest platou neplăcut din cauza numirilor, da, vă mulțumim foarte mult și a fost o plăcere pentru noi să stăm de vorbă. Dar nu putem încheia complet această întâlnire fără să întrebăm pe cei din public dacă au o întrebare, comentariu legată de tema noastră științifică. Dacă puteți să veniți în față. O să vorbiți tare. Sau pot să încerc să proiectez. Am o întrebare pentru Teodora, în mod de curiozitate, despre Cristina Galiți, pe care am descoperit-o absolut întâmplător din studii asupra asimilării românilor și am fost șocată de cât de modern, e remarcabil de modern studiu. Am publicat la sfârșitul anilor 20 și nu puteam să mă gândesc decât cine este această femeie și de ce nu este în istoria sociologiei, pentru că a fost un efort monumental acel. Deci chiar nu mai știu pe cineva să fi făcut așa ceva, mai ales pe o temă atât de dificilă. Deci, dacă mai poți să ne spui câteva lucruri și ce s-a întâmplat cu ea? Da, ce s-a întâmplat cu ea nu știu, știu ce s-a întâmplat înainte. Despre Cristina a făcut studiile doctorale în America. A scris mult Santa Golopenția despre ea. Deci și-a făcut studiile doctorale în America, ceea ce a citit acea monografie despre asimilarea românilor este chiar teza ei de doctorat. A venit în România în anii 30, s-a implicat în Școala Sociologică de la București. A fost numită secretara unui congres, mare congres de sociologie care urma să aibă loc în România în 1939. Nu a mai avut loc din cauza războiului. A publicat destul de multe studii și în Arhiva pentru Știința și Reforma Socială și în Sociologie Românească și mai multe în Revista de Asistență Socială. Multe dintre studii se referă la comparații între sociologia practicată în România și cea din Statele Unite, din Chile și așa mai departe. Ulterior s-a căsătorit și a devenit Cristina Galiți Brătescu, dar ce s-a întâmplat după război cu ea nu știu. Dar cum spune Doina Jela, despre ea a scris Santa Golopenția, fiica Ștefaniei Cristescu Golopenția din volum. Deci Santa Golopenția a scris despre Ștefania Cristescu Brătescu. Ștefania Galiți Brătescu. Ultima informație pe care pot să spun despre Cristina Galiți Brătescu, că în volumele opere Gusti apare o notiță în care autorii, adică cei care au făcut această colecție de, mă rog, au editat pe Gusti, au mulțumit lui Cristina Galiți pentru contribuția ei la această muncă de redactare a acestor... Asta dar, în anii 70. Da, în anii, la începutul... Deci, practic, ea s-a implicat în editarea operelui Gusti, probabil, adică aproape sigur, datorită lui Octavian Neamțu și... ca o doamnă ce a fost, a rămas în umbră, dar cred că a dat niște indicații foarte importante pentru această operă rămasă până la urmă neterminată, opera lui Gusti. Și eu vreau să mai întreb ceva pe... Bun, eu am să cad iarăși în reflexele mele de editor și cu grija de a vinde cartea, așa că am să adresez un îndemn să o luați, pentru că este fascinantă ca un roman și vreau să întreb, adică vreau să vă întreb pe amândoi dacă chestia asta care mi s-a părut absolut extraordinară în materialele sociologii preocupate de agenți magici, care m-a interesat pe mine atât de tare, și anume Ștefania Cristescu, spune un lucru absolut uluitor și voiam să vă întreb ce părere aveți despre chestia asta. Deci, agenții magici, pentru cine nu știe, sunt oamenii din sat, firește în special femei, care fac vrăji, dezleagă vrăji, și constituie personajul cel mai temut și cel mai autoritar din sat, normal. Așa, ăla face și desface. Ei bine, ceea ce m-a fascinat și vreau să spun, dacă nu ți-a venit să faci niște comentarii pe tema asta, ca și povestea cu Moga și cu furtul de temă. Crezi că dacă o femeie ar fi aflat că l-a descoperit pe Sava Mogo acolo și ar fi avut o căruță la dispoziție, nu i-ar fi furat lui... Nu. Nu i-ar fi furat subiectul? Nu. Nu. Da. Femeile între ele nu se păruiesc. Între ele? Da. Deci să fure de la o altă femeie, da, un subiect? Nu eu nu am întâlnit nicăieri, de la interviuri, la... sutele de pagini de scrisori și de memorii, nicăieri o astfel de... Da, așa o lovitură sub centură. Da. Și deci, surprinzător cu acești agenți magici este că Ștefania Cristescu face o statistică și, de departe, cele mai multe vrăji pe care le cereau femeile și care te aștept să fie, evident, vrăji de dezlegat sau legat, dragoste, știți despre, mai ții minte în legătură cu ce erau? Aproape 70% din ele erau vrăji pentru agricultură și pentru medicină populară. Deci sănătate și sănătate și sănătate, da, sănătate și agricultură. Asta mi s-a părut și asta într-un sat din Oltenia, da? În Rung, într-un sat din Oltenia, asta era preocuparea oamenilor în 1930 și pentru asta apelau la vrăjitor. Mi s-a părut ceva ce ar trebui să fie plin de consecințe sociologice, ca să zic așa. Absolut, dar ei nu cred că era nici măcar numit vrăjitor, nu era vrajă, era magie, era altceva, era în altă zonă. Era diferit vrajă și magie. Da, și mai este aici un domn profesor, Nicolae Constantinescu, de la Facultatea de Litere, care ar putea să ne spună foarte multe despre această magie populară, pentru a și scris despre cărțile Santa Golopenția recent. Da, eu zic că și ăsta e un stereotip, că actanții magici sunt preponderent femeile, pentru că noi, etnologii, folcloriștii, știm că există categorii specializate de actanți magici masculini și chiar Ștefania Cristescu spune aici despre fierari, despre ciobani, despre vindecători, iar în legătură cu ponderea descântecelor sau vrăjilor pentru lecuire, clar că acestea sunt preponderente în ansamblu. Este adevărat, mie mi-a plăcut foarte mult că am citit aici despre Runcu, că din toate bătrânele din sat, ea le spune babele din sat, mai mult de 25% erau vrăjitoare, erau considerate așa. Dar nu este ceva atipic, nu. Deci acestea de făcut, de desfăcut, de tors, legături, de ursită, nu sunt preponderente, ci într-adevăr magia asta terapeutică și cea ocupațională sunt, după toate, din toate cercetările. Un motiv, aflăm lucruri absolut noi și surprinzătoare. Dacă cineva mai are întrebare, comentariu din sală, înseamnă că am epuizat această temă mai degrabă pe noi. Așa că mulțumim pentru prezență și sper că a fost două ore interesante și în orice caz, în ce mă privește, urez pentru Teodora Văcărescu, o carieră științifică foarte bună, așezată și continuă. Mulțumesc! Mulțumesc!